Da, suntem la marginea Cuștii, aici unde avem o mică pauză înaintea celor două main event-uri din această seară, celor două meciuri de titlu, și avem și un invitat, comentator sportiv, domnul Dumitru Chitoragă. Bună seara! Și care sunt primele impresii de pe margine? Ha, bună seara! În primul rând, iarăși o gală foarte reușită de mai multe puncte de vedere, pentru că au pus față în față luptători de stiluri diferite. Am văzut școala olandeză de lupte împotriva școlii, spre exemplu, daghestaneze, clasice. Școala moldovenească împotriva școlii franceze. Deci asta cred că este și farmecul acestei competiții și acestui proiect Eagles Fighting la Chișinău. Cred mai mult că este foarte apreciat și devine din ce în ce mai popular. A fost vreun sportiv care te-a dezamăgit în această gală sau ai fost mulțumit de majoritatea luptelor pe care le-ai urmărit? Sincer să fiu, chiar discutam în pauză cu unii colegi, chiar colegi de comentariu, fost sportivi de performanță, nu și-au dat nici măcar seama dacă sunt sportivi care abia debutează. Chiar mă întrebau când vor fi debutanții. În realitate erau deja în cușcă. Asta demonstrează un nivel foarte ridicat al competiției și în plus trebuie să recunoaștem simplul fapt că a fost posibilă reeditarea acestui duel dintre Barbu și Mihai Sârbu. Este deja o reușită a organizatorilor. De altfel, o intuiție și o pricepere foarte bună, pentru că oferă spectatorilor posibilitatea de a gusta din toate stilurile un pic și de a vedea sportivi de factură diferită. Ai fost prezent la primul meci dintre cei doi, Barbu și cu Sârbu? Mi-aduc aminte, chiar și-am discutat cu Mihai Sârbu înainte acestei competiții, pentru că Mihai își dorește foarte mult să-și recâștige acea centură pe care a pierdut-o în fața lui Barbu. Doi sportivi foarte rapizi, doi sportivi foarte carismatici, plini de culoare, foarte estetic se arată în primul rând în ring și respectiv și oamenii apreciază. Va fi o altă reacție, cu siguranță, a publicului atunci când văd un favorit. Și ar fi foarte important și pentru publicul de la Chișinău să aibă un asemenea sportiv cum este Mihai Sârbu în prim plan și cu foarte multe victorii. Am vorbit cu Barbu înainte de meci și ne-am întâlnit aici în sală, când încă nu era atât de multă lume. Sunt undeva la 2000 de oameni prezenți acum în tribune. Atunci nu era nimeni și l-am întrebat, a fost un meci foarte interesant prima dată, un meci dramatic. Cum o să fie acum? Ce ai pregătit? Și el a zis, o să fie ceva care o să semene cu un boom, o să fie o bombă de meci. Nu, în primul rând sunt doi luptători foarte experimentați. Să nu uităm că Mihai Sârbu a promis că va face spectacol, deci va ataca continuu. Să vedem dacă va fi așa sau este doar, sunt niște declarații de ordin tactic înaintea partidei oarecum. Sârbu a atacat și în primul meci pentru că a dominat 4 reprize și încă vreo 4 minute din ultima și vreo 30 de secunde, ceva de genul ăsta. Sunt doi sportivi care nu vor sta la așteptare. Se cunosc foarte bine, au și o tehnică aparte. Mihai Sârbu este bine și vine din sambo. Bogdan Barbu, dacă nu greșesc bine, și el din lupte. Deci va fi foarte interesant. Va fi foarte multă mișcare. De altfel, bine, și categoriile permite, dar sunt foarte rapizi în ring. Despre Mircea, ultimul meci, main eventul, acolo unde avem un alt meci de titlu, el va da piept cu un sportiv care se antrenează în Rusia, armean la origine. Cum crezi că o să arate această luptă? Iar și eu cred că este un duel interesant din alt punct de vedere. În primul rând, Mircea, dacă nu greșesc bine, sau are la bază o școală de kickboxing. Rusul, bine știut, sau rușii care vin și luptă, spre exemplu, în cușcă la mixed fight, de regulă sunt cei care vin din lupte libere, lupte greco-romane. Au un stil aparte și asta îi favorizează într-un fel. Dar sunt convins că vom vedea, în primul rând, un spectacol. În al doilea rând, vom vedea, cred eu, toate trei reprize. Ce prefer mai mult? Galele fea, kickboxing sau pe cele de MMA? Unde crezi că e mai mult spectacol? E foarte dificil. E foarte dificil, mi-aduc aminte, pe vremuri K1-ul domina oarecum. Acum s-a echilibrat. S-a echilibrat și din punct de vedere, haideți să vedem câți oameni. Chiar ai menționat foarte bine, circa 2000, sunt peste 2000 de persoane astăzi în sală și cu siguranță câteva mii de oameni care ne urmăresc și urmăresc această gală. În plus, mă repet, poate dar simplul fapt că școala de lupte este foarte dezvoltată și, apropo, se completează perfect cu reușitele campionatului european de lupte libere, acolo unde Moldova a obținut o performanță incredibilă. Avem o campioană europeană la lupte libere. Asta demonstrează nivelul foarte ridicat și faptul că această probă, acest proiect are un potențial uriaș. Deci are de unde, spre exemplu, organizatorul să aleagă sportiv de... De campioana olimpică europeană, dar de ce m-am dus spre partea olimpică, pentru că domnul Dorin Damir, promotorul acestei gale, spunea că așteaptă și la Tokyo o performanță din partea sa. Eu sunt convins că, în primul rând, și ea, dar și Denis Medvedev la judo au toate șansele absolut de a câștiga o medalie. Ar fi ceva extraordinar pentru sportul moldovenesc, ar fi un impuls și de ce nu? Să o vedem pe Anastasia Nikita chiar aici în ring, peste câțiva ani. Pentru că am văzut, apropo, am avut și un duel foarte interesant la fete. Două fete foarte simpatici care au împărțit din greu pumni. Apropo, am avut de toate, am avut și o cerere de căsătorie astăzi, nu? Am văzut cum au împărțit pumni din greu și fetele. Rămâne de văzut cine va câștiga în ultimul duel.
Mulțumesc frumos că ai fost prezent alături de mine.